Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Bună ziua, bine v-am găsit la Agricultura, o șansă pentru România. Pentru că este sezonul legumelor românești, sperăm, cele mai multe dintre ele, ne-am propus să discutăm pe această temă. Sigur, o să vorbim și despre felul în care producătorii români rezistă în fața importurilor, reușesc să se impună pe piață. Vorbim un pic despre prețuri, pentru că până la urmă noi, consumatorii, suntem evident sensibili la prețurile produselor de sezon. Sigur, și mai luăm, de fapt, pulsul acestei zone importante pentru România, și anume producția de legume și, eventual, iată, de ce nu, și de fructe, pentru că avem și fructe care încep să apară pe tarabe. Nu știu, suntem în legătură directă cu domnul Gheorghe Vlad. Bună ziua, domnule Vlad, președintele OIPA, Organizația Interprofesională Legume Fructe. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor! Mulțumim că sunteți cu noi. Suntem așa înainte de sărbătorile pascale și cred că toată lumea, toți sau o bună parte dintre consumatorii români sunt interesați de legumele și fructele din România. Care sunt veștile, domnule Vlad? Piața abundă acum, pentru că n-am avut o iarnă. A fost o iarnă acceptabilă, cu temperaturi cu plus. Iar ploile care au venit acum, culturile de câmp, de ceapă, usturoi, tot ce a fost afară la câmp, avem un 24-28 de grade iar astăzi după ploaie, sunt favorabile și va fi o abundență de produs cu certitudine, pentru că era și prognozată, dar ne-a mai ajutat și natura anul ăsta. Prețurile nu vor fi ridicate și mai ales că noi plecăm la 60-80 de bani legătura, cât va fi pe piețele comerciale prețul, n-aș putea să știu, că diferă de la piață la piață. Aici asigur că diferă de la intermediar la intermediar, să nu vreau să le spunem altfel. Cred că sunt intermediari până la urmă, nu mulți dintre ei. Corect, intermediari, pentru că ei fac comercializarea finală. Exact, exact. Inclusiv ridic și când spuneți ridic, 0,80, la ce vă refereați? La ceapă? Tot ce înseamnă verdeața, ridicile, tot așa pleacă pe un leu 20 aici. Okay. La verdeața toată e generalizată 60-70 de bani aici joacă. Am înțeles. Și salata verde, de exemplu? Mai nou a apărut căpșuna, care a favorizat o temperatura până în ploile astea cu 28 de grade. Și avem și căpșună românească. Să cunoaște, e puțin mai mică, mai deformată, mică, mare, e coaptă. Deci nu e calibrată. Consumatorul poate să ia cu încredere că la alea chiar nu s-a intervenit cu nimic. Căpșuni făcute, mă rog, produse în solarii, nu? În solarii, da. Numai așa producem, că e normal. Vă dați seama că acum, anotimpul fiind rece, temperatura, ei creează un microclimat în solarii. E anticipat, plus ce au fost temperaturile ziua, noaptea a fluctuat, dar au fost favorabile apariției căpșunilor. De acord. Aici, la ce prețuri vorbim? E undeva la 4 lei, 5 lei, n-au sărit mult, 8 lei au fost. Acum depinde cum arată și ele la prezentare. Da, da, da. Cum vi se pare că merge acest anotimp din punctul de vedere al producătorilor? Spuneați că vremea va ajuta, nu? Asta e un lucru bun, într-un fel. Da, numai că la culturile protejate, tomata, care speram ca să avem o apariție mai timpurie, o cam ține pe loc de vreo două săptămâni cu ploile și temperaturile coborâte la 4-6 grade, dar cred că va recupera în perioada următoare, că se anunță temperaturi în creștere. Am înțeles. Bun, ne mai întoarcem poate la prețuri și la estimări și la producția românească. Vreau să vă mai întreb câteva lucruri legate poate de situația administrativă și mai generală. Am văzut că domnul ministru a fost ieri la Izbiceni și astăzi a fost la Pucheni, parcă nu? Da. Știți zonele. Da, cred că e bine că merge acolo. Cam, e foarte care corect. Sunt așteptările? Vă rog. Așteptările sunt corecte, pentru că dânsul s-a dus datorită plângerilor micilor producători că nu se vinde marfa datorită ANAF-ului. Este greșit spus. ANAF-ul are treabă cu negustorii de care amintesc, care îi cumpără cu cash și nu au societăți comerciale, adică nu sunt persoane juridice. Mm-hmm. Nu are nicio treabă cu micul producător, dar s-a creat această diversiune. A dat vina că, vezi, Doamne, nu putem să mai vindem că e ANAF-ul. Fiecare autoritate face datoria. Noi, micul producător, facem producția.
negustorii, comercianții, cum vreți să-i spunem, să ducă să înregimenteze fiscal, să aibă un raport cu bugetul statului. Și aici nu sunt probleme. Problema este că e o abundență și a importurilor, și intracomunitare sau extracomunitare. Cert este că s-aduc produse foarte multe, chiar dacă suntem în intrasezon, vorbim de pânradă, pătrunjel, de ceapă verde. Din import, spuneți, nu? Din import. Ar trebui limitat puțin importul, da. Nu-mi dau seama, dar măcar controlat în sensul, hai să spunem, fitosanitar și al calității produselor, credeți că face cineva? ANSVSA ar trebui să facă acest control, nu? ANSVSA, aici ar trebui să intervină și Agenția Națională Fitosanitară, numai că Agenția Națională Fitosanitară nu prea are aparatura necesară, autorizările, am înțeles că aparatele sunt ceva depășite, dar aceste controle sunt binevenite, chiar dacă se fac și la producători, și nu excludem faptul să fie nominalizat la respectiva persoană care să găsește produse cu pesticide cu încărcătură peste limita normală admisă. Nu e niciun fel de problemă, noi ne conformăm legislației ca toată lumea, nu ne sustragem, dar să meargă pe trasabilitate. Nu dacă găsim un preț cu etichetă de Vidra, de Izbicen, da, de Matca, da, să ne ducem cu gândul că eticheta este de acolo. Nu, să se ducă la fermier acasă, când a luat proba, îi ia și dântara, bă, și de acasă să demonstreze că într-adevăr are cultura existentă. Dacă e o problemă, ziceți, nu? Dacă e, nu, indiferent dacă este sau nu e o problemă, când se iau analize probele alea din sondaj, okay, să meargă de să ia probă de pe tarabă când se duce, să meargă și în ferma proprie ca să demonstreze că el este producător. Nu-ți arunci o etichetă cu produs românesc și ea să fie din import. Da. Credeți că sunt cazuri destul de dese? Acum vă întreb ca și consumator, pentru că știți bine că e o temă sensibilă aceasta. Adică să, când găsim pe tarabe așa numite produse românești și ele pare să că tot, sau mă rog, unele sunt din import. Da, majoritatea, acum când vorbim astăzi, verdeața nu prea mai este din import totalmente, dar la tomată îl speculează, pentru că n-au apărut nici, îi numărăm pe degete, cred că sunt 50 de producători care produc tomate. Și nu poate să acopere întreaga piață din România astăzi cu tomate. Completarea gamei de tomate să face cu cele din import și să pune etichetă de România. Păi și în regulă? Nu. Nu e în regulă, dar administratorii piețelor încă o dată nu-și fac datoria. Okay, pentru că deci, el trebuie să meargă pe trasabilitatea asta de unde provine produsul. Am înțeles, deci e vorba de administrație. Ei sunt până la urmă primii care ar trebui să se sesizeze, nu? Primii care ar trebui să fie sancționați în momentul în care s-a găsit asemenea lucruri, adică etichetă de România și produsul din import. De acord. Mi-e greu să vă întreb, dar vă întreb. În hipermarketuri e mai multă ordine din acest punct de vedere, adică când vedem o etichetă că e produsă în Spania, de exemplu, e chiar acolo. Sau în România, e chiar România, nu? Este ceva mai bine ca în piețele agroalimentare, însă și acolo se produce, pentru că salariatul scoate marfa din depozit și o pune pe raftul respectiv, nu mai ia eticheta de acolo de cele mai multe ori. Dar, în general, sunt mai disciplinați decât piețele agroalimentare. Un pic mai atent, să zicem, da, la treaba corect, asta. Mai atent. Bun, mai vă rog, mai spuneți-ne ce se mai întâmplă în materie de programe de susținere, dacă, nu știu, tomata merge în regulă, dacă programul usturoiu... S-a depus, programul tomata va avea două tranșe, 1500 acum s-au depus până la recoltare, cred că documentele au fost depuse majoritatea, urmează a fi încasate, că nu s-au încasat banii și ei sperau să ia pe luna lui mai acum. 1500 de... De euro. De euro, ok. Și diferența de încă 1500 se va lua când se va duce cantitatea de 3 tone pentru 1000 de metri sau dacă sunt alte prognoze din punct de vedere al legislației, că vor fi 4 tone, nu știu. Dar cert este că jumătate primesc acum, jumătate când se închide capitolul campanie de primă cultură. Am înțeles. E o formulă care vi se pare în regulă, apropo de programul Tomata, că noi de-a lungul timpului am avut discuții pe aceste teme. Și nu numai noi, ci și oficialii la un moment dat au vrut să-l mai schimbe. Cum vi se pare? Noi am vrut să cerem în plus 1000 de euro datorită faptului că și la cereale s-a primit, iar în legumicultură investiția este pe măsură. Și dau încă o dată exemplu. Un hectar de legume în câmp echivalează cu 20 de hectare de cereale. Și dacă la hectar de cereale s-a dat 100 de euro,
era bine să fie echivalentul și la asta, n-am zis 2000, să fie 1000 de euro la 1000 de metri. Dar sperăm că se va ține de cuvânt și se vor da și în toamnă un al doilea program, cel cu 3000 de euro și pentru toamnă poate ne mai dă un 1500-2000. E, mă rog, sigur, întrebarea e retorică. E suficient? Niciodată nu e suficient, dar e... Nu e suficient, pentru că cresc costurile de la zi la zi. Mă uitam ieri pe algoritmul la pompa de benzină. Benzina sărise de 7,80, 7,90, era aproape oblic. Da. Adică mergi și se generează costuri fără să mai aibă vreun control statul român. Gazele naturale, știu că, sau cum încălzesc producătorii, cu gaz sau mai cu lemne? Mai mult pe solid să merge, lemne, cărbune. Aha, mai mult așa. Fosil, motorină, da, e un eleu din ăla, o motorină mai proastă, dar... Cum a fost în iarna asta prețul pentru materialele acestea? Le-am avut achiziționate din toamnă, vedeți dumneavoastră, le-am prins pe preț mai vechi, acum au mai crescut la ele, dar... Este rău pentru că acum dacă noi terminăm cultura de tomate și le-am vândut cu prețul de este astăzi, data de final de luna aprilie, când vom cumpăra materiale pentru cultura următoare, le luăm pe prețurile care vor fi la data respectivă și ce am câștigat în plus practic se echivalează cu scumpirea la carburant, la folie, la ce mai băgăm noi materii prime și inputuri. Da. Am discutat un pic de izbiceni și puchen. Vă rog, mai spuneți-ne, domnule Vlad, cum mai vedeți, sau era la un moment dat discuția de dezvoltarea unei rețele de depozite frigorifice în care se poată depozita marfa și dacă au mai apărut ceva piețe, dacă tot discutăm pe această temă, piețe volante sau nu, sunt niște progrese în direcțiile acestea? Nu s-a perseverat aici și, încă o dată, rețeaua de depozite este binevenită, dar dacă nu avem rețeaua de magazine comerciale, comercializarea, valorificarea, degeaba depozităm marfa când noi nu avem unde să o ducem. Deci mai întâi sau cel mai important ar fi o rețea de magazine, spuneți, nu? Rețea națională de magazine care speram să se facă de către Casa Unirea, dar acolo sunt lucruri neplăcute, au cam dispărut banii. Mă rog, acum domnul ministru cred că ia măsurile de rigoare. Cert este că ne trebuie rețea națională de magazine și nu mai plângem la ușa supermarketului. De acord, dar într-adevăr vreau să vă întreb de Casa Unirea, dar înțeleg că s-au complicat din nou lucrurile acolo. Nu știu, da. Mie mi-e teamă că e, așa o vom duce cu Casa asta Unirea, dar mă rog, poate că greșesc eu, nu știu să spun. Cred că i s-a cam pus cruce acum, atâta timp cât funcționarii Casei Unirea sunt salariați ai statului, imaginați-vă că nu-l doare burta. Dacă punea un privat, era altă poveste. Da, e de discutat aici un management privatizat, cum se spunea pe vremuri, poate că e o soluție, dar e de discutat, într-adevăr. Noi organizația am cerut să ni se dea casa în administrare cu contract de management. Iată, o idee, da. Și am spus, domnule, noi vrem 40% din profit, nu vrem salarizare, venim cu bordul nostru, nu sunt venituri, nu avem nici un fel de venituri nici. Și n-au acceptat? N-au acceptat, că a zis că e mai bine să fie un angajat al statului și vedeți dumneavoastră, au cam dispărut vreo 11 milioane de euro. Nici nu vreau să mă gândesc. Dar asta e pe formula actuală a Casei Unirii, că aia veche și acolo era aia mai... Aia veche a mai cheltuit și ea vreo 7 și cu 11 să duc aproximativ 20 și ceva de milioane de euro care s-au spălat pe mâine un praf și au rămas documentate. Producătorul a rămas tot la același stadiu când discutam în 2017 de Casa Unirii. Dar măcar și-au recuperat niște... Că știu, am citit în media că mai sunt producători care au dat marfă și care n-au primit banii, nu știu, zicea un domn cu varza. Nu mai suntem în săptămâna Paștelui, le-a pus cruce, nu mai se gândesc oamenii la bani. Am înțeles, e și asta o gândire până la urmă. Haideți că vă mai țin 2-3 minute, domnule Vlad. Nu e problemă. Mulțumesc. Mai spuneți-mi două vorbe cu depozitele acelea, că era vorba să facem o rețea chiar și pe fonduri europene, e fezabilă sau... Deci, lanțul scurt se poate face în felul următor. Depozitele, magazinele, la rețeaua de magazine la nivel național, iar la fiecare depozit producătorii arundați cu contracte ferme, cu planificarea culturilor și atunci vom funcționa. Nu trebuie să ne dezicem de organizarea organizată, cum era CAP-ul. Atunci nu. Vom funcționa. Da. Până atunci se va cultiva haotic. Când numai tomate, când numai castravete,
Da, avem excedent de anumite produse în anumite perioade. Aceeași perioadă, cu toate, din toată gama de produse, există decât tomate și castravete sau ceapă. Astăzi aruncă ceapă. Aha. Am înțeles. Deci, până la urmă, un tip de organizare și de pe, cum să zicem, pe filiera de produs, pe... pe lanțul scurt, de la producător, depozit și magazin. Și se întrevede vreo idee de genul acesta sau vreo realizare de tipul acesta? Sau că așa în discuții sunt, toată lumea își dorește, dar nu știu, în practică. În discuția cu actualul ministru avem speranțe, dar ceea ce a găsit la Casa Unirii nu cred că o mai îl încurajează nici pe dânsul. Am înțeles. Da. Bun, acum să facem precizarea ca să nu ne ia CNA-ul, că sunt deocamdată sunt știri de presă și cred că a fost și un raport al Corpului de Control, dacă nu mă înșel, ca să nu, să nu dăm verdictele acolo. Noi acum, să nu... Da, nu a fost un audit, eu spun de ce s-a vehiculat în mass media, în presă. Exact. Că au cam dispărut vreo 11 milioane 700 euro pe contracte neplătite. Da, e inadmisibil, sincer, dar o mai vedea, adică ce se întâmplă. Da, în fine, să... Problema este Consiliul de Administrație, cum a putut să treacă cu vederea sumele astea. E adevărat. Cred că aici este... Mai ales că un nominalizat, directorul nominalizat la Casa de Comerț Unire a fost nominalizat de către minister. Da, și era o doamnă, dacă nu mă înșel, sau pe urmă au schimbat-o. O doamnă, indiferent, dar a fost funcționarul ministerului, plătit de acolo și a luat salariul, bine, mersi. Și a epuizat banii, care era un capital de lucru la vreo câteva zeci de milioane bune de euro. Așa e, aveți drept. Adică așa am citit și eu în media, ca să precizăm. În media sunt preluate, nu de către mine, acum până la clarificarea lucrurilor. Cert este că nu sunt bani în cont și clar, ei până vor apare, nu se știe când vor apare. Bun. Ca de obicei vă întreb câteva lucruri legate și de fabricile de conserve, de legume, fructe, au făcut ceva în iarna aceasta, în primăvară, aveți idee? Ați mai vorbit cu ei? Nu s-a perseverat cu nimic. Din păcate, stadiul fabricilor de conserve, procesarea, cred că anul ăsta se va termina cu totul. Lucrăm cu materie primă din import. S-aduce un fel de pastă concentrată de bulion, că aici ținem trendul. Castraveciorii care îi găsim la oțet, îi luăm din Bulgaria, dar de fapt sunt după în Turcia, iar gogoșarul care vine undeva după Spania, Italia, tot felul de coloraturi din astea de alte țări, numai România nu mai produce. Avem decât 200 și vreo 65 de hectare de legume cultivate în câmp în 2023. Faceți precizarea aceasta cu legume cultivate în câmp pentru că ele în principiu ajung să fie în zona de procesare, nu? Cele mai, exact. Adică o parte dintre ele, să zicem că... Da. Celelalte se duc către vânzarea, cum zice? În stare proaspătă. Proaspătă, da, ăsta era termenul. România asta suferă de acest aspect și să sperăm că se vor lua măsuri pentru că astăzi dacă vom falimenta și procesarea în România, nu avem ce să mai discutăm. Sunt câteva soluții pe care le vedeți, cred că ni le-ați mai spus, dar poate le repetăm așa, apropo de zona de procesare, cum se numește. Soluția este simplă, planificarea culturilor, spre exemplu, câte hectare de tomate. Dacă importăm 60.000 de tone, ar trebui 4.000 de hectare de tomate. Pentru că aici se obțin între 80 și 100 de tone la hectare. Deci atât să ajungem să avem 4.000 de hectare, nu spuneți? 4.000 de hectare. Tratul ar trebui să intervină aici cu undeva la 40-50 de bani per kilogram, ca el să fie benefic pentru producător la tomate. Aha, și felul acesta... S-ar echilibra. Echilibrăm balanța cu pasta de tomate, care v-am zis încă o dată, 60.000 de tone înseamnă 8 kg de roșie la 1 kg de pasta de tomate. Am înțeles. Castraveciorul, la fel, dacă am pune undeva la 2.000 de hectare, ar fi foarte suficient. Ardeiul gogoșar sau capia în stare roșie, dacă l-am cultivat și pe ăsta undeva la vreo 2.000 de hectare, la fel. Deci asta înseamnă 8.000 de hectare cultivate în câmp, o investiție de undeva la 20 de milioane de euro, raportat înseamnă undeva la 4-5 mii de euro pe hectarul de produs, dar imaginați-vă că există un raport cu bugetul statului, producția va fi minim de 40-50 de tone, nu mai vor face 4 tone, 5 tone. Cum adică se întorc niște bani la buget, asta spuneți de fapt, nu? Exact, deci din tot ce finanțează Guvernul României, cu TVA și cu taxe și impozite, ducem înapoi 45% la bugetul statului. Am înțeles.
Da, pare, adică soluția pare la îndemână sau pare ok. Sigur că e o investiție sau e o cheltuială la început, o investiție să o numim așa, nu? Deci trebuie să plecăm de la necesarul de consum la nivel național, suprafețele raportate funcție de producție, sunt 20-25 de milioane de euro, imaginați-vă 45% impozit, că noi societățile plătim impozitul ăsta și se întoarce obligat la bugetul statului. Corect. 5-6 milioane de euro înapoi. Dar asta, poate e nevoie și de timp, poate e vorba de 2-3 ani, că nu știu, sau găsesc producătorii aceste hectare, mii de hectare, din prima, cum se zice, așa rapid, sau e mai complicat? Din prima pognitură de deget să găsesc 10.000 de hectare. Serios? Asta, dacă s-ar da 5.000 de euro la hectare, mâine, peste noapte, vom face 5-6.000 de hectare. Aha. Mi se pare interesantă ideea, dar încă nu se găsesc banii necesari, ca să zic așa. Nu se vrea, banii sunt. Aici am obligat să vă întreb cine nu vrea, știți cum e. Păi dacă avem la hamei, la tutun, tot felul de plăți din astea compensatorii, la lucernă, numai la tomată, care toți consumăm bulion, n-avem, mâncăm pastă de China, 60.000 de tone. Am înțeles. Deci aici ar trebui să se întâmple ceva sau să fie mai convinși guvernanța. Aici intervenția ministerului a fost făcută, guvernul trebuia să aloce ceva bănuți privind acest... practic este o plată la sprijinul cuplat, e o plată directă la produsele care merg pentru industrializare. Dar în PNS există oare această formulă sau a fost scăpată? A fost această formulă bună, numai că cineva drag care iubește producători în 2022 a pus un nas ministrului agriculturii și a semnat pentru 600-800 de euro la hectar, care este o sumă infimă. Aha, deci a înlocuit, să zicem, opțiunea dumneavoastră, care a spus că undeva spre... Produse pentru 4.000? Procesate la industrializare, le-a înlocuit și produse în stare proastă. Da, am înțeles. E un binevoitor care ține la agricultura asta și fiind acolo în structura ministerului, a zis, lasă să mai punem și noi ceva acolo. Mm-hmm, am înțeles. Or fi având argumentele lor, nu știu, abar n-am. A avut argumentele că era pensionar, nu-l mai preocupa, are și pensie și salariu. Acum, da, mă rog, au trecut astea numai că agricultura suferă. Da, e important până la urmă ce ne spuneți. Vorba dumneavoastră, nu dăm nume, probabil că oamenii se știu așa în linii mari, dar important e că nu s-a rezolvat problema, adică asta e. Da, cineva a introdus și legume în stare proaspătă, nu se regăseau, nici nu aveau aici, erau numai pentru industrializare. Erau plățile tranzitorii. Era cu totul, cu totul altceva, era altceva, da. Bine, și atunci, domnule Vladă, ca să tragem și o concluzie așa într-un minut, înțeleg că totuși trebuie să fim relativ optimiști, să zicem așa, pentru sărbătorile pascale și pentru perioada următoare. Producătorii lucrează, ca să zic așa. Lucrează și vreau să transmit tuturor consumatorilor și producătorilor, dumneavoastră realizatorii de emisiuni, un Paște cu sănătate și să spere că producătorul român are produsele sănătoase, să nu pună la îndoială calitatea lor. Au fost jocuri alea de culise, dar încă o dată și noi suntem consumatori. Vă mulțumesc foarte mult pentru urări și pentru urările pentru telespectatori și pentru, în același timp și noi vă urăm toate cele bune și un sărbători liniște pascale și sigur că ne revedem și ne reauzim după sărbători, cu siguranță. Mulțumesc că a fost cu noi. Vă mulțumim, domnule Vlad, că ați fost alături de noi. A fost domnul Gheorghe Vlad, președintele OIPA, Organizația Interprofesională Legume Fructe. Ați văzut cu o analiză, să spunem, da, situației acestui sector, cu bune și cu mai puțin bune, ca să fim așa mai pozitivi acum înainte de sărbători. Vă invit să rămâneți alături de noi. După o scurtă pauză vom vorbi despre fonduri europene. Trecem în revistă principalele teme ale fondurilor europene, vedem ce urmează, ce se derulează acum, care sunt apelurile importante. Rămâneți așadar cu noi, revenim imediat. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.